Vă salută Serena și cu Alex și avem o invitată specială pe care am anunțat-o deja și pe pagina noastră de Facebook. N-am prea reușit eu să fiu foarte activă în cursul zilei de astăzi pentru că am fost tot timpul între drumuri, dar sper că cine dorește să ne asculte este aici împreună cu noi. Tema de astăzi, tema de bază, pentru că întotdeauna avem o temă de bază și avem și discuții, nu e așa, ușor colaterale, de diverse feluri, care sperăm să vă țină alături de noi pentru întreaga ora pe care vă propunem să o petreceți astăzi împreună cu noi. În fața mea este doamna Roxana Bojariu de la Administrația Națională de Meteorologie, un specialist de top în domeniul schimbărilor climatice. De această dată o avem pentru a doua oară în studio și suntem foarte, foarte fericiți și mândri că a acceptat invitația noastră și pentru a doua oară. De această dată este și în calitate de coautor și coordonator al unui studiu foarte, foarte interesant despre care domnia sa ne va vorbi și pe care eu îl am aici în mână. Și eu și Alex avem câte un exemplar din schimbările climatice de la bazele fizice la riscuri și adaptare. Este o lucrare și frumoasă și foarte frumos ilustrată și tocmai asta vorbeam cu distinsa noastră colegă, că este o lucrare pe care și-au dorit-o pe înțelesul tuturor, pentru că este dintr-o platformă de adaptare a sistemelor care se adresează publicului în general. Dar despre asta ne va vorbi Roxana în cel mai scurt timp. Ei, haideți ca să nu acaparez eu aici microfonul, aș vrea să mă întorc către distinsa noastră colegă și prietenă pe care o invit să spune. Emisiunile noastre știi că nu sunt regizate, așa încât microfonul e al tău. Cu atât mai plăcut, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă simt foarte bine aici și am și plăcerea de a veni cu acest rezultat al eforturilor noastre într-un proiect cu bani europeni, dar și cu cofinanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și cu o mică cofinanțare chiar de la Administrația Națională de Meteorologie. Și ceea ce am dorit foarte mult a fost să sintetizăm stadiul cunoașterii în privința schimbării climatice, având și un background sau având un fundal mai larg, astfel încât să ajungă informația și la decidenți, dar și la publicul larg. Pentru că există atâtea știri despre schimbarea climei și de multe ori nu e foarte clar unde, cum, cât, în ce măsură concret ne afectează viețile, de unde apar acele grafice și cum ne colorează ele viața până la urmă. Și am pornit de la acest proiect, proiectul SIRIS, în cadrul programului transnațional pentru cooperare în sud-estul Europei, în care am avut de tratat un caz particular, realizarea unei hărți de risc la valurile de căldură în mediul urban și cazul special a fost mediul urban al municipiului Arad. Deci am pornit de la acest caz foarte concret, aducând informații însă din cercuri din ce în ce mai largi. Cartea începe cu bazele cunoașterii privind schimbarea climei, bazele fizice, ce este un sistem climatic, ansamblul acesta al componentelor de la atmosferă, hidrosferă, cu ocean și partea continentală, dar și cu învelișul de gheață și zăpadă și sol înghețat, la care se adaugă, bineînțeles, biosfera și litosfera, pentru că, până la urmă, și aceste plăci tectonice care se deplasează pe zona fluidă din interiorul Pământului
pe perioade foarte, foarte mari de timp au și ele influență asupra sistemului climatic. Și am vrut să evidențiem exact acest lucru, scările climatice, pentru a ne da seama prin ce este deosebită și prin ce ne afectează atât de mult schimbarea actuală, pentru că schimbări climatice au mai fost până acum de-a lungul istoriei geologice de 4,5 miliarde de ani a Pământului. Totuși, celelalte schimbări climatice au avut cauze foarte diferite și s-au derulat pe alte scări de timp. Noi, acum de 200 și ceva de ani, practic, am inițiat o nouă eră, dacă am avut acele ere geologice cunoscute. Practic, noi trăim într-o eră în care omul și-a pus amprenta, antropocenul. Dar e o perioadă relativ scurtă față de alte schimbări climatice din trecut. Și cartea trece în revistă tocmai pentru a avea acest fundal necesar înțelegerii. Apoi venim la lucruri mai concrete și trecem în revistă schimbarea actuală, atât la nivel global, dar mult mai pe scurt și mai pe larg în cazul României. Și în datele de observație pe care Administrația Națională de Meteorologie le are în baza sa de date, am observat o încălzire continuă în cazul temperaturii aerului, bineînțeles diferențiată regional, pe trei din cele patru anotimpuri, pentru că în toamnă avem deocamdată staționaritate și lucrurile se explică, în toamnă variabilitatea naturală e mult mai puternică, în așa fel încât semnalul iese din zgomot mult mai slab. Și atunci avem o imagine pe lângă aceste modificări în temperatură și asupra modificărilor în precipitații și asupra modificărilor pe care le are stratul de zăpadă. Precipitațiile în mai mică măsură arată ceva pentru că ele sunt foarte localizate. Totuși se observă o creștere a numărului de zile cu averse în majoritatea regiunilor țării, ceea ce ne atrage atenția că intensitatea precipitațiilor este din ce în ce mai puternică, se va vedea că lucrurile continuă și în viitor. Statul de zăpadă are tendința, grosimea sa de a se reduce și se vede în date. Sunt hărți care arată toate aceste lucruri. Și am încercat cu datele experimentelor numerice cele mai recente să facem o estimare și pentru viitor, atât a acestor fenomene, atât în medii, cât și în extreme, în coada extremelor, să zicem. Și am observat lucruri interesante care ar trebui să ne pună pe gânduri. Avem și acolo hărți prin care am încercat să estimăm. Există incertitudini asociate tuturor acestor proiecții în viitor. Și noi încercăm să avem o imagine, dar bineînțeles nu trebuie să uităm că aceste modele nu reușesc să reproducă unul la unul realitatea, pe de o parte. Pe de altă parte, există incertitudini chiar în evoluția socioeconomică care influențează ipotezele și indicatorii pe care îi introducem într-o asemenea modelare. Sunt extrem de importanți, iar factorul economic și indicatorii macroeconomici pot să inducă foarte sensibile modificări în aplicarea modelului. Mi se pare extrem, extrem de interesant. Eu sunt sigură că, așa cum s-a întâmplat și data trecută la emisiunea noastră din septembrie, mi-aduc aminte că foarte multe întrebări au venit de la ascultătorii interesați de diversele fațete ale variabilității și adaptării sistemelor. Și ce-mi place mie foarte, foarte mult la carte este că are un glosar de termeni și pentru că noi ne adresăm unui public, să spunem, chiar public general, în care poate că există și specialiști între cei care ne ascultă, eu nici nu mă îndoiesc, sunt sigură că există, dar aș vrea să explicăm câțiva dintre termenii cu care noi, să spunem, umblăm în acest domeniu atât de sensibil și de vulnerabil la orice fel de modificare și orice fel de adaptare a limbajului. Ziceam să vorbim puțin despre
termenii care crezi tu că au de exemplu, mă gândeam la El Niño, pentru că foarte multă lume vorbește despre El Niño. Sigur. Și multă chiar lume s-a declanșat acum o nouă fază pozitivă. Exact. Aș fi vrut să vorbim puțin despre El Niño și particularitățile pe care le are pentru țara noastră, pentru că noi aici vorbim între regional și global de aspecte extrem de sensibile și acute uneori, iar ceea ce urmează să se întâmple este cu un nivel destul de mare de, eu văd și cum se întâmplă prognozele și toate aceste lucruri care pe mine chiar m-au impresionat foarte tare în ultima vreme, pentru că sunt foarte riguroase, foarte riguroase, chiar și cele pe termen lung. Am învățat unde și eu cel acum, mai greu, unde acolo e cel mai greu, cel mai avem greu. Loc de îmbunătățire acolo. Știu, știu, dar aveți o echipă foarte, foarte bună. Văd de asemenea că este un cuvânt de deschidere foarte frumos pe care l-am frunzărit așa în fugă al doamnei doctor Elena Mateescu, directorul executiv și o distinsă prietena noastră pe care poate cu alt prilej o vom avea într-o emisiune. M-am întâlnit cu domnia sa la un seminar de curând și mi-a plăcut foarte mult cu câtă rigoare a pus problema. Ne-am întors, sunteți la emisiunea Universul la Feminin, Serena cu Alex din studio și cu distinsa noastră invitată, doamna doctor Bojariu, cu care discutam, în cazul în care ați deschis radioul mai târziu, despre recent apăruta carte scoasă de în cadrul unui proiect european foarte interesant, Schimbările climatice de la bazele fizice la riscuri și adaptare, și vorbeam despre faptul că în această carte există un glosar de termeni și avem definiții foarte interesante și ne oprisem noi la acest mult discutat El Niño și caracteristicile pe care le are ca fenomen pentru regiunea noastră. Da, chiar aveam o întrebare. Cum s-ar manifesta acest El Niño? Exact, despre El Niño ne va vorbi acum. Mulțumim că sunteți cu noi și continuați să ne întrebați. Da. Fenomenul El Niño este unul care cuplează variabilitatea oceanică cu cea atmosferică în zona bazinului Pacific, dar efectele lui sunt globale, pentru că apare ca o sursă suplimentară de căldură în sistem atunci când faza sa este pozitivă. Ceea ce se întâmplă chiar acum, chiar de o săptămână, colegii noștri din Statele Unite ale Americii au anunțat că avem în mod oficial fază pozitivă a fenomenului ENSO, El Niño, oscilația sudică, pentru că tocmai acest cuplaj între oscilația atmosferică, între presiunile din bazinul Pacific și ce se întâmplă în ocean, unde se propagă apa mult mai caldă din zona vestică înspre estul coastelor Americii de Sud. Deci tocmai acest cuplaj până la urmă este esența fenomenului. Și acest fenomen natural practic modifică întreg sistemul climatic, chiar dacă mecanismul lui de generare este în bazinul Pacific, pentru că aduce în sistem cantități, mută în sistem din spre partea oceanică, spre partea atmosferică, cantități de energie și în anii cu El Niño, pe fază pozitivă, media globală este sensibil mai mare decât în anii neutri. Și există și alte influențe globale. Bineînțeles că cele mai puternice influențe sunt cele care bordează bazinul Pacificului. Dar și asta, aici putem enumera în cazul fazei pozitive, secete în Australia, modificarea musonului în India. Musonul este mai slab atunci când El Niño este mai puternic. Se intensifică sezonul uraganelor și avem uragane mai puternice în bazinul Pacific când avem fază pozitivă, cum e acum, și e foarte interesant exemplul uraganului Pam, care a adus problemele foarte mari în Vanuatu, de exemplu. Și foarte interesant, atunci când avem fază pozitivă și se intensifică ciclonii în bazinul Pacific, se diminuează
sezonul uraganelor în Atlantic. Și alte influențe asupra Europei vizează mai ales anotimpul de iarnă. Altfel, Europa, fiind un pic mai departe de zona de generare, nu are o influență directă. Influențele apar atunci când fazele sunt moderate sau puternice în iarnă și aceste faze moderate sau puternice aduc în Europa condiții de iarnă severă, paradoxal, pentru că se modifică practic și circulația atmosferică. Influențe în anotimpul de primăvară sunt în mai mică măsură, mai ales în Europa. Sunt în general mai slabe influențele din primăvară. Dar în anotimpul de iarnă există episoade severe și inclusiv în România aceste episoade în care ai viscole urmate de perioade cu val de frig. Trebuie să vedem sistemul întregului și gândiți-vă că această sursă de căldură într-o parte a globului modifică circulația în general, asta în așa este fel încât, global. Exact, în așa fel încât căile de transfer al căldurii și umidității sunt modificate și atunci favorizează circulații nordice pe continentul european cu blocaje care mențin mult timp aceste condiții severe. Cam astea ar fi. Există studii care leagă și regimul de precipitații vara, dar se pare că mai ales faza negativă, La Niña, este cea care aduce precipitații în Europa în mai mare măsură, dar nu sunt semnale foarte, foarte puternice, așa cum sunt cele pentru Australia, pentru India, unde pentru Indonezia. Este mai spectaculos, da, în chiar sensul. Nord-estul Braziliei este influențat și, bineînțeles, Africa de Sud. Foarte interesant. Și pe mine m-a preocupat foarte mult caracterul global și încă foarte devreme, știi că noi ne cunoaștem de ani și ani de zile, pentru că, de fapt, în clipa în care vorbim despre schimbări climatice, vorbim de un caracter global. Și, sigur, multă lume o să se întrebe de ce, dacă plantează păduri undeva în America de Sud, da? Efectele sunt la nivel global în Amazonia. În Amazonia, da, unde, cu adevărat, unde sunt probleme foarte mari. Însă ultimii ani au adus o nouă abordare, un nou nivel de abordare pentru schimbările climatice și iată că vorbim sigur în continuare despre ceea ce înseamnă partea de atenuare, partea de emisii, chiar și continuăm să discutăm despre atenuarea și reducerea chiar emisiilor în sectoare vădit antropice, sector energetic, de transporturi și așa mai departe, dar vorbim acum și despre adaptarea sistemelor și venind la scopul acestei, să spunem, conștientizări a publicului de la un nivel de percepție mai înalt, ne adresăm de această dată unui public puțin mai avizat, în sensul că oamenii au început să citească, să știe ce înseamnă cuvintele, să știe să folosească termenii în accepțiunea lor proprie. Și vroiam să mergem la termenul de adaptabilitate, pentru că aici l-ați legat de reziliență. Creșterea rezilienței este o preocupare foarte modernă în clipa asta pentru sistemele antropice și naturale, pentru că vorbim de, practic, de creșterea rezistenței la schimbări climatice, iar toată această variabilitate care se întâmplă pe perioade lungi de timp, sigur că trebuie să ducă prin natura lucrurilor la creșterea rezilienței. Ce părere ai despre adaptabilitate și termenul de reziliență legat de sistemele antropice și naturale? Am fost pusă în fața unui fapt interesant atunci când am încercat să păstrez noțiunea din limba engleză, limba latina veacului nostru, atunci când suntem în mediul
de cercetare, dar și de afaceri și în alte medii globale. Deci am încercat să păstrez înțelesul, dar m-am lovit de faptul că în limba română exista un termen, reziliență, însă foarte specific în industria avioanelor, aplicat la procesele care sunt specifice acestui domeniu. Și atunci nu am introdus termenul de reziliență, nu am îndrăznit să vin eu cu acest termen și să îi schimb coloratura, pentru că el deja exista specific, și am propus atunci o interpretare prin care să vin mai mult cu noțiunea de adaptare. Dacă am văzut exact. Că faci diferența aici între adaptabilitate exact. Și adaptare. Ceea ce e foarte, foarte nuanțat. Exact, și exact. Foarte bine. Asta a fost rațiunea, dar bineînțeles este o soluție propusă. Noi încă nu am ajuns la a stabili un limbaj de comun acord cu toți cei interesați și așteptăm și alte propuneri și bineînțeles că lucrurile evoluează și în următoarele ediții poate că vom propune o soluție care va fi cea generală venită din partea colegilor și din alte domenii, venită de la tine, de la toți cei care lucrează și nu spun deci că este soluția cea mai bună. E o primă încercare. Nu, mi se pare foarte interesantă, pentru că venind vorba despre reziliență, noi am avut această discuție de curând în cadrul revizuirii strategiei pentru schimbări climatice și a planului de acțiune, care au și început să fie promovate și sigur că va urma o consultare susținută a publicului în cadrul seminarelor, dar ele au și început aceste seminare profesionale, ca să spunem așa. Și mi se pare foarte interesant, pentru că prin natura lucrurilor, echipa internațională care a lucrat și lucrează la evaluarea foarte analitică a 6 sectoare, între aceste 6 sectoare, sectorul urban are un rol foarte important, pentru că sectorul urban are foarte multe componente de natură, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor care intră în sectorul urban, mobilitatea, planurile de mobilitate și modul în care se pot introduce noile mijloace mai nepoluante până la mersul pe jos, din nou să reînvățăm să mergem pe jos în cadrul sistemului urban, sau resursele de apă, atât apă de suprafață cât și subterană, atât pentru uz gospodăresc, industrial, pentru evacuarea apelor și pentru situații de urgență. Deci dacă privim sfera urbană ca pe un întreg global, supus unor interacțiuni și a unor mecanisme de natură foarte sensibilă, care pot să modifice echilibrul interior, care tinde să se stabilizeze în bine sau în rău, că așa este, nu întotdeauna știm în ce sens. Deci vorbeam despre această sferă urbană. Conceptul de reziliență este, după cum știi, foarte legat da. Și de această vulnerabilitate a sistemului urban la schimbările climatice, la fenomenele care au loc. Da, te rog. Chiar avem un capitol de adaptare și am menționat acolo acest proiect foarte important de operaționalizare a cunoștințelor privind adaptarea la schimbarea climatică. Opera Clima se numește, nu? Pe scurt este acronimul. Da. Pentru că ce am observat în Europa, există cunoaștere, există chiar cunoaștere amănunțită, chiar dacă există și limite de incertitudine în privința hazardurilor legate de schimbarea climei și proiecții în viitor și toate aceste lucruri cu experimente care se duc la numerice, experimente numerice care se duc la scară din ce în ce mai fină. Ceea ce este mult mai greu de găsit, chiar la nivel european,
este informația despre contextul socioeconomic, care și el se modifică odată cu schimbarea climei. Și atunci acești doi factori, complexul socioeconomic și schimbarea, să zicem, fizică și chimică, sunt în interacțiune permanentă. Și pentru a spune ceva despre schimbarea climei în viitor, trebuie să ai ceva și despre contextul viitor socioeconomic. Și atunci ai nevoie și de cuantificarea modificărilor în societate și în economie în următorii ani, așa cum noi am calculat deja pentru partea cu temperaturi, cu precipitații, cu strat de zăpadă. Ori găsești mult mai greu astfel de scenarii. Sunt practic cam trei țări în Europa care au scenarii regionale, pentru că există aceste scenarii globale care au permis modelelor globale să integreze efectul dezvoltării socioeconomice prin emisii și concentrația ale gazelor cu efect de seră. Dar aceste scenarii sunt la nivel global. La nivel regional, național sau chiar la nivel local, de exemplu pentru orașe, scenarii pentru orașe, cum se dezvoltă ele în viitor. Nu avem așa ceva și ne-ar trebui foarte mult, nu avem încă, dar acest proiect este un prim pas tocmai pentru a ajunge la construirea de scenarii din ce în ce mai complexe și aceste scenarii socioeconomice pentru oraș, pentru zona rurală, pentru zone specifice, cum ar fi Delta Dunării. Pot fi apoi zone cuplate, sensibile, da, sigur. Exact. Sigur. Pot fi apoi cuplate cu ceea ce noi deja putem furniza chiar de pe acum, dar bineînțeles vom furniza actualizat cu limitarea din ce în ce mai bună a incertitudinilor. Da, eu nu știu, fără să vreau, parcă îmi citești gândurile, pentru că eu exact deschisesem la incertitudine, nivelul de incertitudine și la insula de căldură urbană. Este foarte interesant pentru că la această, să spunem, graniță între ceea ce înseamnă inelul orașului, ceea ce înseamnă conturul orașului, zona lui metropolitană, dacă vorbim despre orașele mari, cum și nu vorbim de data asta numai despre București, ci vorbim despre orașe mari în întreaga țară, eu știu, luând-o de la dreapta, de la est la vest sau de la cum sigur, vreți, sigur sunt foarte multe orașe. Acum dacă o să enumăr eu marile orașe, o să uit poate pe vreo unul dintre ele. Nu este ăsta scopul meu. Ce pot să spun este că toate aceste orașe au o zonă metropolitană deja conturată, o zonă de interacțiune, o zonă pentru care se creionează aceste politici cu caracter, cum este în zona Parisului sau în zona marilor orașe, știu eu, Londra și nu numai, sunt orașe care au, eu încă sunt un pic răcită, îmi cer scuze, care au încă de lucru foarte mult pentru stabilirea unor politici proprii întregii zone metropolitane, nu numai orașului ca atare. Pe urmă urmează, sigur, toate drumurile care țin de transportul public în oraș și transportul public în zona metropolitană. Lăsând la o parte aspectele de, să spunem, de importanță politică sau de altă natură, vorbim acum despre politici publice care ar trebui cumva deconectate puțin, relaxate puțin de ceea ce înseamnă politica clasică de pe la noi, de așa, în general, pentru că ele sunt de interes general și sigur că dincolo de, eu știu, o linie politică sau alta, vizează interesul cetățeanului și asta este foarte important. Noi am văzut și în București și pretutindeni că există acele căi de rulare pentru biciclete. Unele sunt atât de înguste pentru că astea au fost tremele stradale sau da, sunt. Și cred că nici umerii nu le intră. Poate să meargă pe acolo un copil de 12 ani sau se mai trebuie lucrat la treburile astea, pentru că din dorința de a adopta niște lucruri pe care sigur și noi trebuie să le facem la standarde europene, se pierde
eficacitatea pentru care aceste politici publice trebuie adoptate. Și aici este un domeniu în care, într-adevăr, trebuie mai mult antrenat publicul, interesul general, mai multă comunicare, mai multă diseminare a informației. Sigur, sigur. Și deja specialiștii noștri, mă uit la, la voi toți și la mine pe partea mea, fiecare pe partea lui, ne-am preocupat să ieșim către tineri, către studenți, către cei care au nevoie să absoarbă un nivel de informație digerabil și realizabil. De altfel, în echipa de autori a cărții sunt foarte mulți tineri și m-am bucurat că și domnișoara cea drăguță care îmi place mie, colega ta drăguță. Da, da. Toți au lucrat cu entuziasm și este o punte spre viitor, pentru că astfel de sinteze vor trebui să fie tot timpul actualizate. Lucrurile evoluează și pe partea de cunoaștere a bazelor fizice, a proiecțiilor climatice, dar foarte mult vor evolua pe partea de caracterizare mult mai riguroasă, cantitativă, a schimbărilor socioeconomice. Exact, deci exact. Trebuie luate împreună dacă vrem să ne adaptăm. Da, lecția asta este. De altfel, dacă în urmă cu câțiva ani se vorbea strict despre impactul asupra mediului al unor proiecte, pentru că vorbim de evaluare strategică de mediu, iată că acum nu se mai vorbește fără să atingă aspectele sociale. Deci avem ceea ce se numește impact de mediu și social al unui proiect asupra cetățenilor și, sigur, din punct de vedere al mediului și social. Fiindcă veni vorba de modele, eu acum am intrat de puțină vreme în contact cu modelele care țin de dezvoltare urbană. Și mi-am dat seama cât de greu este de lucrat cu asemenea modele și cât de greu se etalonează și se calibrează un asemenea model, atât de dezvoltare urbană, cât și de dezvoltare a transportului public și în general. Deci toate acele măsuri, când o să vedeți în centrul orașului că nu se face alimentarea magazinelor noaptea sau gunoiul vine și ridică gunoiul nu în mijlocul zilei când căldura e de 40 de grade afară, eu mă întâlnesc cu mașina de gunoi. Și acum spun un lucru pe care l-am mai spus și am tăria opiniunilor mele, ca să-l cităm pe marele nostru Caragiale. Vreau să spun că, după părerea mea, sistemul de management al deșeurilor are loc încă serios de îmbunătățit, pentru că toate aceste politici vizează până la urmă interesul general și starea de confort fizic și de mediu a fiecăruia dintre noi. Da, mai avem multe de făcut în gestiunea deșeurilor, pentru că toate politicile astea se adoptă pe baza unor modele. Și în modele este foarte important ce nivel de acuratețe au datele pe care noi le introducem în acele modele și ce prevalează, pentru că desigur ar trebui să prevaleze datele statistice. E foarte important. Vorbim acest lucru de ani și ani de zile și văd că încă prea puțin, poate că a fost inerția mai mare, eu vreau să cred că lucrurile astea se vor mișca, pentru că dacă există metodologii mai bune decât cele statistice, până una alta la Eurostat de raportează statistica. Eu rămân la această idee și atunci hai să colaborăm unii cu alții ca să avem cele mai bune mijloace, să avem același nivel de comparat al datelor cu ce au alții în afară. Pentru că degeaba suntem noi foarte deștepți dacă știm numai noi că suntem deștepți. Exact această chestie am observat-o și în cazul particular al cuplării datelor climatice cu cele de impact, cele folosite apoi de oameni pentru a încerca să evalueze ce se întâmplă cu sistemele umane în condițiile schimbării climei. Și am observat că dacă avem date destul de bine, noi mereu ne dorim și mai multe, și din sateliți, și din balize din ocean, vrem rețele mai dese, dar dincolo de aceste lucruri, deja avem date relativ
amănunțite și precise. Ei, atunci când ne ducem pe partea socioeconomică să cuplăm datele acestea cu ce se întâmplă în sistemele umane, în societate, deja lucrurile sunt cu un nivel mare de incertitudine. Exact. Nu găsești indicatori care să-ți cupleze efectul climatic pe societate. Sau dacă îi găsești, ei nu sunt sub forma folosibilă, nu au același mod de a exprima aceste variabilități. Aceeași unitate de referință. Da, și atunci, de exemplu, pentru insula de căldura orașului, se pune problema unor indicatori care să spună ceva despre sănătatea populației. De exemplu, efectul insulei de căldură, atunci când mai vine și un val de căldură peste oraș, asupra morbidității și mortalității. Altfel se calculează mortalitatea dată de stresul termic în România față de alte țări din Europa. Și noi nu reușim să compurăm. Pentru că, părerea mea e o părere personală, nu am reușit încă să ne sudăm ca echipe în care să venim din toate colțurile, să venim și să încercăm să avem această abordare holistică. Până la urmă, sistemul climatic înglobează biosfera, adică înglobează sistemul uman. Și, deci trebuie să ne apropiem. De ce noi putem stabili? De ce putem vorbi același lucru? Exact. Și de ce nu se poate cu toată lumea? Exact. Deci, eu zic că oamenii ar trebui să mai iasă unii din papuci, știi cum se spune? Dacă stai prea mult în niște papuci, încep să te strângă papucii. Hai să mai ieșim unii din papucii în care suntem și să încercăm să ne punem în papucii altuia, pentru că este foarte important. Eu aud chestia asta cu creșterea incidenței morbidității, dar nimeni n-a putut să spună nici până unde, nici cum, iar eu prin anii 91-92, când mă ocupam și de zonele fierbinți din nord, am încercat să pornim cu mai mulți oameni plini de elan această temă de cercetare și ne-am izbit puțin de sănătatea publică. Deși era și în interesul lor să știe, pentru că, uite, acum se vorbește atât de mult despre prevenție. Exact. În sănătate vorbesc. Exact. Cât de importantă este. Deci eu, ca om, care oricând pot să devin, eu știu, bolnav de o anumită boală foarte gravă, prefer să mă cunosc înainte, să mă scanez înainte, să sufăr mai puțin și să fac această prevenție. Să sperăm că acum lucrurile se vor așeza. Eu cred că, până la urmă, este vorba de mentalități, pentru că toate aceste lucruri le fac oamenii, nu le aduce cineva, nu zboară, nu le preluăm, nu știu cum, ci pur și simplu sunt niște blocaje care pornesc dintr-o neînțelegere și uneori lipsă de competență, pentru că un om competent are curajul să iasă și să vină să vorbească și cu mine și cu tine și noi cu alții și așa mai departe, pentru că dezbaterea este cea care naște ideile. Așteptăm întrebările. Da, avem o întrebare. Cum credeți că, dacă puteți să ne spuneți, cum credeți anul ăsta că va fi vremea și dacă va influența pozitiv sau negativ din măsurătorul pe care le aveți până acum pentru agricultură? Este interesant că ieșim din iarnă cu solul cu rezerva de apă, nu doar la nivelul optim, ba chiar în unele locuri apa băltește pe ogoare. E interesant că în decembrie am avut precipitații care au depășit cu mult norma climatică, iar apoi ianuarie și februarie au venit și ele la nivelul României peste norma climatică, nu la fel ca în decembrie, dar oricum peste normă. E adevărat că precipitațiile iarăși nu s-au distribuit uniform, dar totuși, în general, această umiditate din sol prezent acum va da un caracter specific primăverii, în primul rând, și ploile de primăvară și topirea zăpezilor ar trebui să ne pună pe gânduri și, bineînțeles, că avem toată încrederea că există deja monitorizare și, de fapt, ați și văzut, colegii noștri de la Institutul de Hidrologie sunt foarte atenți, pentru că aici e problema. Pe un astfel de sol îmbibat, relativ ușor, ploile de primăvară pot să-ți aducă local probleme, mai ales acolo unde, pe lângă
ce-ți pică din cer, ai și versanți goliți de păduri, ai și zone care nu sunt curățate în Albia Minoră. Albia, exact, da. Și atunci poți să ai probleme cu inundații localizate, și dar cu efecte pentru oamenii de acolo. Ce folos că sunt localizate și nu sunt extinse, dacă ele practic lovesc... Sunt catastrofale, exact, pentru ei, săraci. Exact, deci da. Oamenii simt lucrurile astea. Dar bineînțeles că aceste lucruri sunt sub control, pentru că există o monitorizare bună și atât din partea Institutului Hidrologic, dar bineînțeles și din partea noastră a meteorologilor. Pe de altă parte, declanșarea acestui fenomen El Niño, vă spuneam că nu are o influență foarte, foarte puternică în Europa, în primăvară și în vară, dar indirect, spune statistica, deci nu din punct de vedere prognostic, vă spun acum, am putea avea precipitații mai mari în Europa datorită unor modificări în circulațiile care până la urmă transferă căldura și umiditatea dintr-o parte într-alta a globului. Totuși, e speculație pură și ceea ce se poate spune acum, se poate spune doar pentru primăvară, și există o estimare prognostică pe situl Administrației Naționale pe baza modelelor de la Centrul European de la Reading, care arată că sunt șanse pentru o primăvară, în general fie normală sau mai rece în unele zone, normală mai ales în sud, sud-est, poate și sud-vest, uneori în vest localizat, dar în rest mai rece și cu precipitații mai abundente decât norma climatică, și intervalul de referință este 1981-2010. Dar astfel de estimări prognostice nu au un grad foarte ridicat de realizare, așa cum îl au cele de la o zi la alta. Pentru vară va trebui, pentru estimarea prognostică și potrivirea concediilor, va trebui să așteptăm cel puțin încă o lună, două, și cel mai bine știm în mai. Nici atunci cu probabilitate de dacă avem mălai, deci. Da, nu da, știm încă da, dacă avem da, mălai. Da. Mm-hmm. Mulțumesc mult, mult de tot. Dacă mai aveți întrebări, mai sunt? Nu. Deci dacă mai sunt întrebări, noi suntem aici ca să răspundem acestor întrebări și sper că vom mai avea și altă dată prilejul să discutăm această temă și nu abandonez ideea ca de-a lungul procesului de consultare pe care îl vom avea să facem și un seminar dedicat problemelor de adaptare a sistemelor. Va fi foarte, foarte interesant. Ce mai spunem noi despre această frumoasă carte pe care eu de-abia aștept să mă duc să o citesc, pentru că sunt la capitolul citit acum. Eu am perioade și perioade, am perioade când trebuie să citesc un volum mare ca să mă aduc la zi cu foarte multe lucruri care se întâmplă, pentru că în fiecare zi se întâmplă câte ceva în domeniul nostru, este o dinamică foarte, foarte puternică, și momente în care ne apucăm să scriem, pentru că așa este. Eu acum sunt la momentul la care tocmai asta fac, citesc aceste sinteze pe cele 6 sectoare care vorbeam despre ele, pe energie, agricultură, transport, apă, urban și păduri. Cred că o fi zis eu 6, nu știu, dar în orice caz pe acolo, pe undeva. Iar această interesantă abordare vine ca un fel de înfășurătoare peste ele și mă bucur să constat că, iată, modelele pe care voi le aplicați sunt deja un succes și datele pe care le folosiți sunt verificate de modelarea aceasta. Ce aș vrea eu să întreb, pentru că am înțeles că această lucrare se referă mai ales la Arad, înțeleg că au existat mai multe date și a existat o dorință a autorităților de a
locale de a se ocupa de aceste aspecte, pe când la București. Da. Sau, mă rog, în ce alte orașe mai aveți asemenea abordări? Sigur că ne-am gândit și la celelalte orașe și avem acum în plan să extindem la zona urbană, în general, aceste proceduri de determinare a riscurilor la valurile de căldură în orașe, pentru că până la urmă, cu încălzirea globală, aici va fi o problemă foarte mare, mai ales că studiile arată că orașele se vor mări din ce în ce mai mult, chiar și în România. Chiar și în România există o tendință de creștere a populației urbane, chiar pe fundalul acesta demografic pesimist, să zicem, dar în orașe crește populația urbană și atunci, bineînțeles, că crește această expunere la riscurile, la hazardurile legate și unul din ele este tocmai valul de căldură cu amplificat de insula de căldură. Da. Și deja am realizat hărți pentru hazardul termic, pentru Craiova și pentru București, dar suntem încă în etapa de a căuta și de a găsi deschidere pentru date de impact, cele care să cuantifice expunerea și vulnerabilitatea. Așa cum am avut la Arad, de exemplu, numărul de intervenții SMURD, pe care le-am corelat cu temperatura în vară, când am avut valurile acestea de căldură și am putut să determinăm hărțile de risc și să vedem care din zonele orașului Arad sunt sub risc mai mare atunci când temperaturile cresc foarte mult pe intervale de tipul valului de căldură. Foarte interesant, foarte interesant și mă bucur că și în Craiova și în București vor exista asemenea... Încercăm, deocamdată din punct de vedere este un prim al pas, datelor este, climatice, da, dar da. Da. Cred că dacă nu sunt întrebări și asta Alex ne va spune, n-aș vrea să închei, sigur avem foarte multe alte teme pe care noi le avem de obicei în edițiile noastre, dar le vom lăsa pentru săptămâna viitoare sau săptămânile ce vor urma. Dar pentru că noi acum am ieșit dintr-o iarnă, sigur, fiecare iarnă este grea și ieșim puțin obosiți și ne încercăm să ne căutăm și să ne restabilim ritmul. Aș vrea să vă citesc ceva foarte, foarte interesant. Ieșim obosiți și vine astenia de primăvară. Tocmai. Ceva despre oboseală. Oboseala vine din lupta ființei cu viața. Când te opui vieții, judecând, criticând, mâniindu-te, pierzând viața din tine și iată că obosești. Este și normal pentru că mergi contra curentului. Iubirea este curgerea vieții. Pacea, liniștea se obțin când lași viața să curgă prin tine și nu opui acea rezistență tăcută. Ai obosit vreodată în timp ce te bucurai, în timp ce iubeai, în timp ce te rugai? Atunci te lăsai purta de curgerea vieții, nu opuneai rezistență. Atunci te deschideai prin inimă. Obosești când cauți cu mintea, inima nu te obosește vreodată cumva și mintea caută neîncetat, mereu găsește altceva de care să se agațe, dar în esență mintea își caută liniștea, deci lupta nu este între noi și cei din jur sau întâmplările din viață, ci este între noi și noi. Acea luptă interioară este lupta care te epuizează. Arsenie Boca. Știu că este un înțelept dincolo de orice și aceste cuvinte le-am primit de la o prietenă din Israel. Vreau să spun, draga mea, că primesc foarte, foarte multe lucruri înțelepte, pilde, rețete, sfaturi și o parte din ele încerc să le dau și eu mai departe, să nu fiu decât acel canal pozitiv care transmite prietenilor noștri gânduri bune, pentru că până la urmă ceea ce dăm ne reprezintă pe noi și într-un fel mai devreme sau mai târziu exact asta primim.
Vroiam să mai vorbim puțin, dar asta va fi săptămâna ce vine, să vorbim despre tăiatul pomilor de primăvară. Noi am apucat să vorbim, eu am apucat să tai din ei, să facem acea toaletare, dar nu acea toaletare pe care o văd eu în parcuri și care este, mă feresc să-ți folosesc vreun cuvânt, că ar fi prea dur, este nemiloasă, hai să chiar spunem. Chiar de ce se toaletează în sensul ăla? Am văzut nu și eu că e... Am impresia că este cam taie da. Așa din... Fără nicio noimă, fără nicio gândire, fără nicio... Nu știu de ce îi tai așa, pentru că de altfel există acum acces pe internet la cărți online, există cărți de tăiat. Când eu am învățat să tai, cum se curăță pomul, cum se taie și el singur îți spune când trebuie și ce trebuie, nu știu, am făcut-o cu cea mai bună credință. Modul în care se practic se taie fără nicio noimă. Nu cred că are darul să-i mai lase pe acei copaci să mai crească sau să mai iasă ceva. Acum se taie și arbuștrii și gardul viu și absolut totul și eu sunt în plin proces de activitate, de grădinărit, cum îi spun eu. Eu aș vrea să îți deschid această, cum să spun, microfonul este al tău. Am o prieten de suflet pe care îi aștept cu dragoste și de câte ori ne întâlnim, plec cu bateriile încărcate, chiar dacă acum am fost chiar răcită tare și încă se vede asta, dar discuțiile cu oameni de un anumit fel, de o anumită conduită, contează foarte mult și contează mult și pentru prietenele noastre care ne vor da, sunt sigură, semnale în acest sens, în această după-amiază. Eu oricum le aștept. N-aș vrea să intru peste spațiul colegei care urmează. Aș vrea doar atât să te mai întreb. 1. Ce planuri de viitor ai? Că ai văzut port noroc când întreb acest lucru, da? L-am întrebat și în septembrie. Și 2. Ce melodie preferată ai vrea să punem pentru încheierea emisiunii? Și îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Ne-am întâlnit astăzi cu Roxana Bojariu de la Administrația Națională de Meteorologie. Mulțumesc și eu foarte mult. Următorul lucru, aș vrea să scoatem o carte electronică revizuită, adăugită cu și mai multe informație, iar ca melodie îl las pe colegul nostru să și-l rog să mă ajute să găsească lucrul cel mai potrivit. Mulțumesc frumos! Te așteptăm cu drag oricând, o după-amiază plăcută tuturor! Toate cele bune!